Bună seara, bine ați venit sau bine ați revenit la întâlnirea săptămânală cu Bivresc în fiecare marți la 18:30 să discutăm despre metode inovative și creative în realizarea de lecții digitale pentru care dorim să fie atractive și eficiente pentru cursanții noștri. Numele meu este Mihai Sebea și mă bucur să ne întâlnim în această seară să discutăm despre Livresc, produsul companiei noastre Ascendia. Tema de astăzi este una, să spunem, simplă. Nu avem o complexitate deosebită în acest domeniu legat de acest subiect și anume utilizarea tabelelor în Livresc. Livresc, așa cum știți, este un produs informatic propriu. Este un produs creat de echipa noastră de programatori de la Ascendia și unele elemente le cunoașteți, se aseamănă foarte bine cu alte produse software, cum ar fi, de exemplu, editorul Word sau un software foarte puternic, cum este Excel, numai că în cazul acesta, în cazul utilizării în Livresc, că evident că sunt anumite funcționalități limitate. Pentru că am precizat și în materialul de prezentare, în newsletter, inclusiv acest aspect că putem prelua anumite componente, anumite tabele din Excel sau Word, evident că preluăm doar elemente de așezare a tabelului, elemente de conținut, elemente de stilizare și nu funcții avansate specifice editoarelor respective. Și o să trecem la câteva exemple, pornind de la ceea ce avem disponibil în Livresc, repet, un editor propriu creat de programatorii Ascendia. O să intru în contul meu, Livresc. Da, intru pe rădăcina principală unde, așa cum știți și dumneavoastră, aveți organizate folderele, directoarele în care păstrați elementele de conținut, păstrați proiecte. Și aici, de exemplu, o să merg pe directorul care se numește Livresc Seminarul de Marți. Putem să creăm și aici un nou director. Da? Întotdeauna este foarte important să testați ce face fiecare buton. Observați că atunci când merg pe un editor se activează butoanele din bara de sus. Dacă vreau să creez un director nou, pot să creez directorul, să spunem, 07 iunie, clic pe creează și apare un director cu denumirea respectivă. Da, sau merg pe directorul mai-iunie 2022, unde și eu de fiecare dată testez diverse materiale și sau retestez anumite funcții. Și aici, pentru exemplificare, voi crea o secțiune nouă, unde să vedem câteva modalități prin care putem să folosim tabelele. Sunt în directorul respectiv și aici vreau să creez o secțiune, ceea ce înseamnă că merg pe butonul Creează resursă. Încă o dată, e foarte important de fiecare dată când vreți să vedeți ce face un buton. Da, nu putem să le ținem minte pe toate,
le ținem minte, le învățăm doar dacă le utilizăm foarte consistent. Și atunci, de exemplu, dacă merg pe secțiune și trec cu mouse-ul peste butoanele respective, mi-arată foarte clar ce face fiecare buton. Acum o să creez o resursă, o să creez o secțiune în acest director și prin asta, pentru asta dau click pe butonul Creează resurse și mai departe click pe secțiune. Și aici creez o secțiune nouă. Încă o dată, chiar dacă aici vrem să vedem cum facem acești pași de la zero, e foarte important ca mai ales la început sau atunci când creați propriile materiale să folosiți și șabloane, nu neapărat să începeți cu totul de la zero. Sau de asemenea să vă creați propriul șablon, poate lucrați mai mult la șablonul respectiv și îl aveți pentru tot setul de cursuri de la o anumită materie. Este mai bine să avem un șablon creat de la început și ne va fi mai ușor să creăm pachetul de lecții. Poate la prima lecție lucrăm mai mult, dar prima lecție ne ajută să rafinăm șablonul. Revenind la secțiunea noastră, vreau să o redenumesc, dau click pe secțiune. Vedeți că dacă nu am click pe secțiune, nu este activat butonul redenumește. Dau click pe secțiune, redenumește și îi spun secțiune despre tabele. Da? Secțiune despre tabele. Intrăm în secțiune și să presupunem că aici în zona de text, în resursa text, vreau să folosesc un tabel. Da. Tabelele în livresc se creează pe baza editorului pentru resursa text. Așa cum, de exemplu, în Word avem posibilitatea să creăm tabele, așa avem și aici această posibilitate, dar cu mai puține funcționalități. Practic, oriunde avem text, oriunde putem crea text, putem introduce și un tabel. Și o să revin cu aceste exemple. Aici pot să pun un titlu, tabelul meu. Aceasta este zona de resursă text. Iar în editor, de asemenea, vedeți că avem niște butoane pe care multe dintre ele, pe care le recunoaștem, sunt similare cu ceea ce facem într-un editor de text, cum este Word sau Google Docs. Schimbăm fontul, schimbăm mărimea, culoarea fontului, culoarea de fundal și așa mai departe, printre care și butonul pentru tabele. Ca să creez un tabel, intru pe butonul respectiv, stabilesc numărul de rânduri și de coloane pe care vreau să le am în tabelul respectiv, să zicem 3 rânduri și 2 coloane și dăm un click pentru a observa tabelul implicit. Da? L-am creat în zona de sus. Deci o să mut să vedem cum. Imediat. O să mai creez și aici nu e bine. O să mă mut mai jos pentru a crea
un nou tabel, al doilea tabel. Da, revin aici doar la exemplu cu tabelul imediat ca să mergem pe câteva elemente de editare. O să adaug deasupra un element, o resursă text și aici vom putea completa cu aspecte suport cu detalii legate de tabelul respectiv. Deci acesta este tabelul implicit. Acesta este modul în care se generează un tabel implicit. Și o să intru puțin pe modul de vizualizare ca să vedem cum arată tabelul în varianta de vizualizare pentru desktop. Dacă mergem pe varianta pentru tabletă, se micșorează spațiul ecranului. În varianta pentru mobil, după cum vedeți, se strânge și tabelul. Revenind la desktop și revenind și la modul de editare, intrăm pe tabel pentru câteva amănunte. Imediat să vedem cum arată celelalte elemente legate de proprietățile tabelului. În primul rând, la lățime. Putem să setăm lățimea fie în procente, fie în pixel. Lățimea de 100 de procente înseamnă că tabelul se așează pe 100% din spațiul din ecran. Da? Dacă dorim să modificăm, tabelul se va așeza, de exemplu, în 50% din spațiul unui ecran. Da? În spațiul ecranului. Dacă doresc să centrez tabelul pe orizontală, la aliniere alegem din lista derulantă, aliniază pe centru și OK. Și tabelul s-a aliniat pe centru. Dacă doresc să modific alinierea, revin la proprietățile tabelului și setez aliniază la dreapta, de exemplu. Dacă este cazul să organizez materialul în așa fel. Probabil că de cele mai multe ori se așează mai bine pe centru. Da? Revenind la proprietăți, mai avem aici spațiul între celule. Da? Haideți să vedem ce face. Dacă pun 5, observăm că spațiul bordurii, de fapt, acelor linii pentru bordură s-a modificat, s-a mărit. Revenind aici, dacă eliminăm acest spațiu între celule, dacă punem 0, obținem un tabel clasic cu o bordură simplă. Da? Deci am ieșit din zona aceea de tabel implicit. De asemenea, la proprietăți, mai avem în partea stângă mărimea marginii. Da, să zicem că este 1, acum punem 5, cam așa arată un tabel cu bordura modificată. Da, revenim la 1, să vedem cum se prezintă. Aceasta este varianta de la care am plecat. Dacă la mărimea marginii punem 0, obținem un tabel cu marginile invizibile. Da? Tabelul acesta poate să ajute foarte mult la așezarea unor elemente. Un tabel de genul acesta poate fi foarte util în realizarea de chestionare, în realizarea de quizuri. De ce? Pentru că ne ajută să așezăm informațiile, să le aliniem. De exemplu, putem încărca imagini în tabelul respectiv și putem stabili anumite
relații între elementele respective, care să poată fi organizate fie pe orizontală, fie pe verticală și aliniate după bordurile tabelelor. Numai că bordurile nu se văd. Și poate o să încercăm un mic exemplu la unul din chestionare. Da, am văzut că a scris și domnul Toma aici câteva idei despre tabelele fără margini. Da? Spuneam, de asemenea, da, observați că nu se vede. Dacă, de exemplu, adăugăm aici 1 plus 1 egal 2 plus 3 plus 4 egal 3 plus 5 egal. Da, și putem să lăsăm și un spațiu între ele. Observați că nu se văd marginile și atunci ne putem juca cu aceste așezări pentru quizuri. Spuneam că putem să folosim și anumite stilizări pentru tabele. Aici o să trec pe varianta cu margine, să avem un tabel cu marginea 1 și mai încercăm câteva elemente până la stilizări. Cu click pe tabel avem posibilitatea să inserăm celule, rând sau coloană, sau să ștergem tabelul. De exemplu, vrem să creăm un cap de tabel, să inserăm un rând. Mergem pe rând și click inserează rând înainte. A inserat un rând. Da? Mergem pe tabel, pe coloană și inserează coloană după. Și atunci am inserat și coloana. Aici putem să trecem textele specifice pentru fiecare coloană. Dacă dorim să creăm o culoare de fundal, să stilizăm tabelul, chiar dacă nu sunt foarte multe funcții în acest editor de tabele în Excel, sunt suficiente elemente care să ne ajute să creăm un tabel potrivit pentru lecția noastră. De exemplu, eu vreau să folosesc o culoare, un albastru pentru primul rând. Da? Pentru asta selectez rândul respectiv, deci acele celule. Merg pe celulă. Da? E foarte important atunci când vreți să stilizați pe fundal să stilizați pe celulă. Aceasta este modalitatea prin care puteți adăuga o culoare de fundal. Am selectat celulele, merg pe proprietăți celulă, iar la culoare de fundal aleg culoarea, de fapt lipesc aici codul culorii pe care l-am ales. De exemplu, aici am luat dintr-un manual de matematică, m-am inspirat dintr-un tabel creat acolo și observați că am primul rând cu această culoare. De asemenea, tabelul din cartea de matematică avea rândurile următoare pe o nuanță de galben, selectez acele celule, merg pe celulă și proprietăți celulă și adaug aici codul culorii de fundal. Și acesta este tabelul care a rezultat. Da, și aici pot să trec diverse elemente. Cum văd acest tabel care are proporțiile de 50% în
cele trei variante de vizualizare, tabletă și mobil. După cum observați, spre deosebire de proporția 100%, tabelul întotdeauna se strânge pentru că el se adaptează la 50% din ecran. Pentru a adapta, să spunem, tabelul la dispozitivul preferat pe care îl va folosi cursantul, putem schimba setările din proprietățile tabelului. Dacă vrem să fie adaptiv și să se adapteze, scuzați repetiția, la toate tipurile de ecrane, indicat este să-l lăsăm cu 100%. Cu 100% dezavantajul este că se vede foarte lat în modul de vizualizare desktop, dar, după cum vedeți, se adaptează foarte, foarte frumos și este foarte vizibil în, inclusiv în modul de vizualizare mobil. Dacă mi-am propus să fac niște lecții pentru mobil, e bine să-l las așa cu 100%. De asemenea, aveți posibilitatea să adaptați tabelul la o anumită lățime, să zicem 500 de pixeli. Și atunci scriem aici 500 px și, practic, tabelul va avea această lățime indiferent de modul de vizualizare. Da? Mergem pe desktop. Tabelul nu mai este așa lăbărțat, nu este frumos centrat pe mijloc. Pe modul tabletă este la fel, care 500 de pixeli. Însă, în momentul când intrăm pe modul de vizualizare mobil, deja este o problemă, pentru că tabelul nu se mai vede bine. El fiind fixat la 500 de pixeli, atunci așa rămâne, nu se adaptează. Deci este foarte important ca întotdeauna să testați pe simularea specifică dispozitivului pe care îl aveți prioritar. Pentru că stilizările tabelului nu sunt așa de complexe în acest editor, uneori este indicat, poate fi util să folosim tabele create în Word, de exemplu, pe care le putem stiliza în mai multe variante și o să preiau și eu aici un tabel pe care l-am creat în Word. O să-l preiau de aici pentru că este mai rapid și copiez elementul respectiv. Ideea este că acest tabel pur și simplu îl copiez din Word, așa cum l-am creat acolo, și îl aduc aici cu paste, cu lipește. Da, exact cum am tabelul în Word, l-am preluat și l-am adus în livresc. Poate folosesc acest titlu cu bold, caracteristici ale obligațiunilor emise de compania X și, după cum vedeți, pot intra pe coloane și pe rândurile pe conținutul tabelului și să adaug diverse elemente. Poate aici trebuie să pun 1000 de lei, poate aici trebuie să pun pe 365 și așa mai departe. Sau poate aici trebuie să pun anumite detalii. Da, pot seta pe textul respectiv, pot alege fontul principal cu o anumită mărime pe care o doresc, poate să armonizez cu restul
lecției. Da, problema este că dacă vreau să șterg formatarea aici în totalitate, pierd și setările respective. Și în felul acesta am creat un tabel. Haideți să vedem cum se comportă, de exemplu, un modul tabletă sau un modul mobil. După cum observăm, întrucât din ce în ce mai mulți cursanți parcurg materialele pe telefonul mobil, acest tabel se vede bine și în varianta mobil. De ce spun asta? Pentru că, așa cum precizam și în newsletter, este de evitat să folosim imagini. Am văzut și eu în multe lecții publicate prin intermediul livresc destul de multe situații în care sunt poze cu text sau poze dintr-o jumătate de pagină de carte sau poze cu tabele. În unele situații, la început am folosit și eu imagini și am realizat că nu este o variantă bună. Și haideți să vedeți puțin diferența. Pentru asta știți că aducem o resursă imagine în celulă, încercuită cu portocaliu, marginea fiind portocalie. Aduc o imagine, imaginea cu tabelul, o imagine pe care am salvat-o din Word, același tabel ca cel dinainte, și asta e ce apare în lecție. Dar, evident, dezavantajul fotografiei este că nu mai pot modifica nimic. Trebuie să schimb în sursă, în sursa inițială, în Word, și după aceea să aduc o nouă poză. Sau, haideți să vedem cum arată aceste două tabele comparativ. În modul tabletă arată bine. În modul mobil nu mai arată așa bine și poate va fi greu de urmărit. Deci aici vedeți un exemplu și un motiv, sau cel puțin un motiv pentru care este de evitat să folosim fotografii cu tabele sau în general fotografii care au text în interior. Da? Revin în modul de vizualizare desktop și în editor. La fel putem proceda și cu un tabel pe care îl creăm în Excel. De exemplu, mai aduc aici un editor text. Preiau din Excel, să zicem, tabelul acesta pe care l-am stilizat colorând și marginile și folosind anumite setări specifice, pot să îl copiez în editorul text. Da? Se copiază. Produsul informatic generează, o să-l centrez imediat cu aliniere centru. Produsul informatic generează și o imagine pe care o eliminăm și aici să zicem că trecem avantaje și dezavantaje. Da? Avantaje ale unui anumit produs. 1, 2, 2, 3. Da. Alegem aici fontul principal, alegem și o mărime potrivită pentru materialul respectiv. Aici, pentru că avem și o întrebare în formularul de înscriere, o să preiau dintr-un material realizat anterior,
O să preiau un chestionar pe care l-am creat pe baza unui astfel de tabel organizat în livrez pe baza Excel-ului. Copiez rândul acesta, merg în secțiunea mea, mă poziționez pe zona pe care vreau să adaug rândul pe care l-am copiat mai devreme și cu funcția lipește am adus acest chestionar în lecția curentă. Aleg și o temă grafică diferită, Sapphire, de exemplu, intru pe modul de editare pentru chestionar și aici scriu cerința. Plasează, scuze, o să revin cu un undo, pentru că se ștersese toată formatarea. Plasează elementele potrivite în locul corect. Și aici, de exemplu, am scris două avantaje și două dezavantaje ale, să spunem, investițiilor în fonduri mutuale. Da? Și așa arată chestionarul. Plasez elementele în locul lor. Da? La locul potrivit. Știți că dacă le plasăm unde nu trebuie, dacă plasăm dezavantajele la avantaje sau invers, nu sunt validate, apare clar cu roșu. În felul acesta am validat chestionarul. Iar un alt exemplu pentru a vedea modul de organizare în chestionar, o să preiau tot de aici un chestionar pe care l-am testat mai devreme. Pot să copiez fie celula, fie rândul, fie chestionarul. Haideți să vedem cum copiem și chestionarul. Clic pe chestionar, copiez chestionarul, merg pe secțiunea mea, creez aici un rând cu o celulă pentru că o resursă, cum este și chestionarul, pot să o plasez doar în interiorul unei celule. M-am plasat pe celulă și cu clic pe lipește ar trebui să-mi aduc aici tabelul respectiv. Și în felul acesta observați cât de util este acest tabel în procesul de învățare. Eu am preluat tabelul dintr-un manual de matematică în care spațiile acestea erau goale și copiii ar trebui să le completeze de mână sau de multe ori știți ce se întâmplă, că nu putem lucra pe manuale și trebuie să replice acest tabel pe caiet, după care să-l completeze de mână. Și atunci, în formatul acesta, e-learning, tabelul poate fi creat în felul acesta. Iar modul de vizualizare ar arăta astfel. Am un exemplu pe prima linie, mai departe am fracția 2 pe 5, adaug aici numărătorul, numitorul și mai departe modul în care pot citi fracția. 2 cincimi, 1 supra 2 nu se potrivește, 2 supra 5 se potrivește. Am numărător 3, numitor 2, care este fracția? Este 1 pe 2? Nu este 1 pe 2, 1 pe 2 e mai jos. 3 pe 2 se potrivește. Da? Și așa mai departe. Și în felul acesta învățarea e mult mai simplă și mult mai atractivă. Am zis că e bine să închei cu acest exemplu prin care putem observa cât de util poate fi un tabel creat în livresc. Și acest exemplu
este specific, în primul rând, având în vedere că tabelul are patru coloane și mai ales patru coloane care au spații libere în varianta aceasta de quiz cu plasare. Altfel, pentru tabletă el se încadrează, însă pentru utilizarea pe telefonul mobil nu are cum să se încadreze pentru că tabelul este foarte lat. Deci trebuie să ținem cont de acest aspect. Dacă dorim să facem lecții preponderent pentru telefonul mobil, ar trebui să aibă optim doar două coloane sau încercăm cu trei coloane. Chiar dacă avem trei coloane, e bine ca doar două să aibă, de exemplu, spații care să se completeze cu aceste elemente cu marcaj. Da, mai fac și o verificare cu lista și planul lecției pentru astăzi și da, am bifat elementele propuse pentru discuție. Am parcurs așadar elementele dorite pentru astăzi. Vă reamintesc că de fiecare dată când lucrați cu zone de text, deci aici sunt într-o zonă de text și pot să adaug tabel, în orice zonă de text puteți să adăugați tabele, puteți să creați tabele. Iar pentru a intra în proprietățile tabelului, cu mouse-ul pe tabel, clic dreapta și proprietățile tabelului. Dacă vreau să fac anumite setări doar pe celule, de exemplu, pot să fac setările respective pe celulă, selectez celulele și fac o operațiune doar pe zona respectivă. Putem să inserăm celule, să ștergem sau să unim celulele sau să setăm, așa cum ați observat, culoare de fundal. Da. Acestea au fost elementele pe care am vrut să le discutăm astăzi și evident că vă stau la dispoziție, ca de obicei, pentru clarificări, dacă aveți întrebări, comentarii, chestiuni de adăugat, cu cel mai mare drag. Este totul clar cu privire la utilizarea tabelelor? Evident, este o funcție simplă. Și chiar dacă nu avem foarte multe opțiuni de editare, tabelele pot fi de foarte mare ajutor și, repet, ne mai ajutăm și de elemente pe care le preluăm din Word, în special, pentru că editorul livresc, editorul de text din livresc, este compatibil destul de apropiat cu ceea ce avem în Word. O să trec la câteva întrebări din formularul de înscriere, evident cu invitația de a ne transmite întrebări și live și în chat, dacă este cazul. Am răspuns, sunt câteva întrebări în chestionarul de înregistrare legate de folosirea tabelelor din Word, cum pot folosi tabele Word în chestionare sau cum pot folosi tabele editate în Excel. Da, putem, ați văzut, putem forța puțin și aducem tabele create într-un alt editor, însă trebuie să fim atenți la anumite setări, la compatibilitatea textelor, pentru că nu putem schimba așa ușor
formatările în tabele, deoarece pierdem formatarea întregului tabel. Și atunci este important să avem o reacție care să arate bine și din punct de vedere estetic. Dar mai sunt câteva elemente de apreciere. Mulțumim, mai citesc și eu câteva pentru că ne bucurăm și noi de aceste mesaje. Mulțumim pentru aceste cursuri minunate, vă mulțumim, abia aștept să vă descoper și așa mai departe. Vă mulțumim și noi foarte mult pentru interes și pentru participare. Dacă, haideți să vedem doamna Vicol, dacă este cumva. Poate au apărut întrebări, spunea dumneai că nu am o întrebare acum, dar dacă apar întrebări și timpul vă permite, transmitem aceste întrebări. Mai avem o întrebare dacă este doamna Mânecuță. Poate pe Facebook, referitor la anumite erori în browserul Google Chrome. Nu știu exact la ce se referă doamna Mânecuță. Uneori mai apar erori de la conexiunea cu serverele din cloud. Multe dintre erori nu sunt semnificative și nu au impact asupra lecției. Deci, pur și simplu, dacă le închideți, se poate merge mai departe. Este foarte important ca de fiecare dată, aici în zona de sus, să urmăriți salvarea, pentru că salvarea este periodică, se salvează direct în cloud. Și dacă apare un mesaj și se vede foarte clar pe fond roșu că sunt probleme cu salvarea, este important să știți că nu trebuie să mai continuați, pentru că de la acel moment serverul cloud-ul nu mai salvează elementele care se adaugă. Și atunci trebuie repornită aplicația cu click pe calea de sus și un enter pentru reîmprospătare, se repornește practic secțiunea respectivă sau proiectul sau materialul la care lucrați. Da, avem și în chat, da, față de varianta veche din tabel, s-au mai adus îmbunătățiri, da, într-adevăr, mulțumim pentru apreciere. Și evident că e important să progresăm și o să observați că în curând vor mai apărea și alte îmbunătățiri. Așa că o concluzie pot și eu să spun acum că față de varianta de livrez cu care am început să lucrez acum 2 ani, sunt multe diferențe. Și o să vă ținem la curent cu elementele suplimentare care apar. Da. Alte întrebări live? Întrebări, propuneri? Doleanțe? Chestiuni de clarificat? Oare să am eu probleme cu sunetul și să nu aud întrebările dumneavoastră? Sau e totul foarte clar și simplu în utilizarea tabelelor? Da, sper că este totul clar cu folosirea tabelelor în livresc și
chiar vă recomand să le folosiți în special în crearea de quiz-uri, pentru că e mult mai bine pentru învățare decât să îi dau cursantului, decât să-i dau elevului un tabel cu toate elementele respective completate. Mai bine îl las pe el să le completeze, chiar dacă este foarte simplu să completeze acele elemente. O să mai transmit un scurt mesaj domnului Doca Ciprian, dacă sunteți pe recepție. O să mai insist eu la colegi să lămurim situația aceasta cu diploma de participare și mulțumim pentru înțelegere, să spun așa, și sper să se clarifice cât mai repede. Da. Înțeleg că nu mai sunt întrebări. Da, așa este, domnul Toma, cum precizați dumneavoastră, chestionarele cu plasare devin chiar faine, foarte atractive cu ajutorul tabelelor și puteți să le folosiți cu încredere. Pentru că nu mai avem întrebări sau nu avem întrebări live, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru această oră petrecută împreună cu noi despre Livresc și vă doresc o seară foarte bună, să ne revedem cu bine în curând. Toate cele bune din partea mea și din partea companiei Ascendia.